my god, cine a gândit asta? Un geniu! Bună, eu sunt Laura, iar astăzi veți afla The Story of My Life sau povestea vieții mele cu ajutorul acestui bol misterios plin de cuvinte misterioase. Să începem! Sunt foarte încântată. Negru. Când eram mică, am avut mică. Aveam, nu știu, 13-14 ani, aveam o prietenă și numele ei era pe Facebook Albastru Închis, ea era mai boemă, mai misterioasă, așa, o tipă tunsă scurt și numele era Albastru Închis, iar eu mi-am pus numele pe Facebook Aproape Negru și aveam și pe Facebook și pe Instagram și blogul meu se numea așa și Tumblr și tot Aproape Negru și toată lumea îmi spunea așa, adică era foarte ciudat că, hei, Aproape Negru, e, nu e o poreclă pe care ți-o dorești, dar mi se pare interesant. Următorul. Copilărie. În copilărie am făcut foarte multe probleme și mama mea era foarte des supărată. Revelație. Am avut o revelație incredibilă când mi-am dat seama că toate femeile din familia Kardashian sunt operate și că niciuna nu e naturală și de asta arată atât de bine. Căsătorie. Nu mă gândesc absolut deloc la căsătorie. Asta e logodnă. Asta e logodnă, nu e căsătorie. Iar prietenul meu a aflat că e logodnă când m-a cerut. Eu, nu, că e că urmează căsătorie. Ce, asta nu e logodnă? Păi da, urmează căsătorie. Da? Credeam că e alt inel pentru căsătorie. Mă rog, random, off topic. Tocuri. Nu îmi place absolut deloc să port tocuri. Mă dor picioarele. Două propoziții. Răsărit. Îmi place apusul mai mult decât răsăritul, pentru că răsăritul se întâmplă dimineața și dimineața dorm. America. Of, ce-mi place! Vai cât de mult îmi place în America și aș vrea să mă mut în America la un moment dat. Pizza. Tocmai ce am comandat pizza. Iubesc pizza margherita, pentru că nu mănânc carne și este cea mai light pizza pe care o poți mânca. Murături. Lasă pizza margherita. Ador murăturile. Aș face baie în murături. Deci nu există nimic de la, mă rog, toate murăturile. Și pepene și orice murat. Orice, orice, orice. Aș mânca murături cu orice. Dor. Îmi e foarte dor de cățelul meu pentru că Borny a venit aici cu cățelul ei pe set și cățelul meu este aceeași rasă și mi-e foarte dor de el. Îl cheamă Whisky și este un bișon. Acum... Da, vreau. Bună! Tu nu ești Whisky, dar asemeni cu el. Bine, nu! Haideți, fac mâna! Subscribe la Roni, bitch! Îmi este foarte dor de cățelul meu care este acasă. În timp ce nu port tocuri, pentru că nu îmi place să port tocuri, mă gândesc cât îmi este de dor și nici măcar atunci când o să mă căsătoresc, dacă se va întâmpla, pentru că nu-mi doresc, nu o să port tocuri, m-am întors, reverse, bam. Dar poate o să mă prindă un răsărit, pentru că nu îmi plac răsăriturile, doar apusurile, țineți minte că am spus mai devreme. Ce bine că am avut o revelație atunci când mi-am schimbat numele în Laugiu, în loc de Aproape Negru. În copilărie, mama era foarte supărată pe mine că îmi luam revista Lumea lui Tanu, dar acum nu mai dau banii decât pe pizza și pe murături, pentru că le ador. Și abia aștept să ajung în America. Mamă, ce murături au ea în America. Pickles, gen, ca să vezi mânați așa din ei imensi, super buni și mănânc așa pe băț. Am terminat! Asta a fost toată viața mea. Sunt o carte deschisă, foarte ușor de cunoscut. Să vină murăturile. Subscribe!